Hristos a înviat. Dragii mei, la emisiunea Cine citește știe, vă voi prezenta o carte despre educație, despre psihologie și despre creșterea copilului. Cartea este intitulată Cum întâmpinăm copilul ca părinți, bunici, medici și educatori, scrisă de psiholog Speranța Farca. Speranța Farca, cercetător științific și doctor în științe din anul 2003, lucrează în domenii de psihanaliză, educație, educație timpurie și dezvoltarea copilului. Ea este în Ministerul Educației unul dintre cercetătorii care au pus bazele noilor programe și adaptării copiilor la cerințele noi. Printre proiectele coordonate de dânsa, comunicare eficientă între familie și grădiniță, formarea părinților pentru educație timpurie, psihanaliză, terapie și formare și o mulțime de cărți în domeniu, printre care vă amintesc. Grădinița mea favorită, un ghid pentru părinți și educatoare. Ce trăiește copilul și ce simte mama lui? Independența copilului. Venirea pe lume a copilului. Și această carte din care o să vă spicuiesc și câteva exemple. Speranța Farca ne întoarce cumva în timp și ne dă de gândit, spunându-ne că este foarte greu să fii copil. Și dacă ne-am întoarce la vârsta copilăriei, dânsa consideră că nu prea am face față cerințelor, deoarece copilul trăiește într-o lume diferită ca mod de percepție față de a adultului. Este greu să fii și părinte, pentru că trebuie să te întorci în timp, dar nu ești întotdeauna de acord să fie copilul tău așa cum ai fost tu. Dimpotrivă, părinții caută să aducă în viața copiilor altceva decât au trăit ei. În general, ei consideră că trebuie copilul să aibă de toate, trebuie să nu-i lipsească nimic, trebuie să aibă mai mult decât au avut ei și o altă serie de astfel de concepții. Noi, ca părinți, ar trebui să distingem nevoile copilului de dorințele lui. Și ne sfătuiește Speranța Farca următoarele două mari categorii de înțelegere a acestor concepte. Nevoile copilului trebuie neapărat satisfăcute, fără nicio condiție. Hrana, odihna, educația, viața sănătoasă, libertatea, siguranța și respectul. Suntem datori să-i acoperim aceste nevoi. Dar dorințele nu trebuie împlinite. Și spune ea, în niciun caz nu trebuie împlinite. Pentru că aparțin copilului, pentru că el și le va îndeplini în timp, singur, luând din mediu ceea ce îi se potrivește felului lui de a fi, gândirii, dorinței sale. Dorințele, dacă noi le împlinim și el nu le are asemeni nouă, îl copleșesc. Pentru că, gândiți-vă, dacă ar cere luna de pe cer și noi i-am aduce-o, copilul ar fi încărcat, l-ar strivi această împlinire a unei dorințe pe care el nu mai a propus-o, a gândit-o. În volumul de față, Speranța Farca spune că educația este de fapt o cale spre libertate. Oamenii se adaptează vieții tocmai din nevoia de a fi liberi, de a gândi singuri, de a acționa după propriile concepții și forțe, după propria
gândire și visele personale. Educația înseamnă, de fapt, pregătirea copilului pentru a fi liber, pentru a-și face viața lui proprie, fără să depindă de părinți. El nu va fi liber atâta timp cât noi anticipăm nevoile lui, atâta timp cât copilul va fi legat cumva cu o frânghie invizibilă de părinții lui. Și în sfârșit, mai trebuie să amintim că rolul nostru de părinți este de a-l ajuta să vadă consecințele faptelor lui greșite. Îl atenționăm blând, dar ferm. Dacă este în pericol, dacă nu, îl lăsăm să cunoască mediul și lumea din jurul lui pentru a putea să distingă singur binele de rău. Un copil trebuie crescut cu iubire, cu respect, autoritate și adevăr, dar nici într-un caz cu păcălire, cu recompensă sau cu pedeapsă ca o supunere obligatorie a gândurilor noastre și a dorințelor noastre. Trebuie să îi oferim copilului prilejul să aleagă. O să vă citez și câteva exemple din cele scrise de Speranța Farca, una în legătură cu teama copilului. Un pacient de 5 ani, căruia i se născuse usurioară, se temea îngrozitor să nu fie abandonat definitiv la grădiniță. Urla cumplit, se agăța de bunică, vărsa tot timpul la grădiniță și își petrecea timpul pe scaun, așteptând ora când să vină părinții după el. Dacă părintele întârzia, era copleșit de spaimă. Copilul se gândea că dacă au părinții săi un nou copil, pe el îl vor părăsi. Iată unul din exemplele pe care multe familii cu 2-3 copii pot să întâmpine, pot să aibă astfel de trăiri, de traume ale copilului. Un exemplu de agresivitate, dar agresivitate în sensul în care copilul devine agresiv față de părinte. Unele manifestări agresive ale părinților se regăsesc mai târziu în agresivitatea copilului. Un pacient de 5 ani își bătea frecvent mama și o forța să facă ce vrea el. Orice refuz îl înfuria foarte tare și devenea agresiv. Mama lui i-a mărturisit că ea a trebuit să facă numai ceea ce i-au spus părinții ei. Supusă voinței părinților, acum s-a trezit în situația de a fi supusă fiului. Și un alt exemplu legat tot de agresivitate, o problemă a tipului de pedeapsă în urma agresivității. De ce trebuie să fie o agresivitate prin bătaie sau prin o lovire necontrolată? Copilul se simte un paratrăsnet între nervii părinților și neștiința, nepriceperea lui. Odată am certat-o pe una din fetele mele și aici fac o paranteză, spun că autoarea are două fetițe eleve pe care le-a studiat, să spunem, încă în faza de bebeluș. Odată am certat-o pe una din fetele mele când avea 2 ani pentru că a băut apă din cadă. N-a înțeles de ce. Am întrebat-o dacă știe de ce am certat-o. Mi-a spus pentru că tu ești rea. I-am explicat motivul, i-am spus ce a greșit și am întrebat-o. Ei, acum ai înțeles? Nu, tu ești cea rea. Deci copilului, până oricât i-ai explica, trebuie să-l lași să discearnă sfaturile și să înțeleagă, să fie conștient de ceea ce vrem noi, spunând binele copilului nostru. În speranța că veți fi atrași să citiți această carte pe care o găsiți în bibliotecă,
Vă doresc o săptămână ușoară și bucurii. La revedere!